Salutare tuturor! Eu, cea din spatele camerei, sunt Gabriela. Bine ați venit și revenit pe canalul meu. Tocmai ce părăsesc parcarea de la Aquaparcul Amazonia din Timișoara. Vrem să mergem aici la strand pentru, eu știu, toată ziua, dacă rezistăm. Am lăsat mașina în parcare. Pentru toată ziua este 15 lei, iar dacă stai doar 20 de minute, adică dacă doar ești în trecere pe acolo, este gratuit. Este destul de aglomerat, observ, și coadă și la bilete. Hai să vedem ce prețuri au. Gata, am plătit 50 de lei, este prețul pentru adult în weekend. Am primit o brățară pe care am scanat-o într-un turnichet la intrare și așa am putut intra. Ni s-a spus de la bun început că nu putem plăti aici cash, ci doar cu cardul, sau putem să ne încărcăm brățara tot aici la intrare. Este destul de aglomerat pentru că este duminică sau poate și sâmbătă, este la fel, în cursul săptămânii mă îndoiesc că este așa. Aici este bazinul pentru copii cu apă deosebit de mică și multe tobogane. Este destul de aglomerată zona aceasta pentru că sunt multe familii venite cu copii aici și normal că s-au așezat pe lângă piscina copiilor ca să-i păzească sau să intre cu ei. Tot aici lângă piscina copiilor este o piscină mai mare cu apă până pe la gât, în care pot face baie și adulții din știți, nu să stea în apa până la gleznă din piscina copiilor. Dar e foarte aglomerată zona asta. Aici este o zonă cu multe șezlonguri, dar departe de bazinele cu apă. Este pe jos covor din acela de iarbă artificială.
Văd că și în bazinul ăsta pentru copii este tot apă termală, din asta așa ciocolatie, care pare murdară. Partea aceasta de exterior, unde ne-am luat și noi bilet, unde stăm astăzi, cel cu 50 de lei, are doar două bazine termale. O să vi le arăt imediat, sunt aici sus. Are un bazin olimpic foarte mare, dar în care am făcut baie și așa, deci se poate face baie, nu trebuie neapărat doar să noți. Și stă lumea în el, dar că apa este mai rece puțin. Era bazinul pentru copii, cel de la intrare, cel mic pe care vi l-am arătat, bazinul de lângă cu apa mai mare până pe la gât, bazinul acesta ce l-ați văzut cu topoganele mari. Înăuntru, adică în partea cealaltă a spa-ului, cred, am înțeles că sunt mai multe bazine, dar n-am fost acolo niciodată. Aici, în dreapta mea, sunt dușurile, foarte reci. Sau cel puțin așa mi s-au părut mie după ce am ieșit din bazinul ăsta. Acesta e bazinul olimpic. Am făcut baie în el, apa nu este mai mare decât mine, este undeva la 1,60 maxim, cred că. Are și țâșnitor din acestea, dar nu funcționa decât 3. Aici, cum v-am zis, apa este mai rece, dar aici chiar te răcorești. Noi aici am prins azi dimineață când am venit șezlonguri, avem în partea aceea lângă copaci, în partea dreaptă. Este momentan umbră. Șezlongurile se iau primul venit, primul servit, ca să zic așa, deci nu se plătesc. Dacă vii mai de dimineață, prind șezlong, dacă nu, nu. Adevărul este că doar în partea aia mai găsi șezlong la ora la care am ajuns. Apa în bazin este foarte curată, exceptându-le pe cele termale, că așa e apa termală, de aici, de la Timișoara. Este curat și pe jos, deci nu am văzut gunoaie sau ceva, băile sunt foarte curate, deci e ok din punctul ăsta de vedere. Uite ce frumos e apa. La plajă, eu mai mult am stat aici, pe marginea bazinului. Atunci când m-am încălzit, m-am și putut răcori imediat. Pe șezlong doar puțin am stat. Mi-am ținut mai mult lucruri de acolo.
dacă ne pierd. Aici, în partea de jos, este restaurantul, dar din câte am observat eu, este coadă, așa că am renunțat, n-am mai mâncat aici. Cam asta a fost vlogul despre strandul Amazonia de la Timișoara. N-am intrat și în zona de spa, aia o lăsăm pentru altă dată. Vă mulțumesc că ați vizionat, sper că v-a fost de ajutor și dacă v-a plăcut, puteți să dați și un like și să vă și abonați la canalul meu. Pe voi nu vă costă nimic, este gratis, dar pe mine mă ajută foarte, foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată și să ne auzim cu bine în următorul vlog. Bye!